Cumpără sunt și NFC25 de pe Yosemite folosind linkul din descriere și folosește codul UNRELABYTE pentru 6% reducere. Mai multe detalii în descriere. Salut și oamenii, la un nou video pe acest canal. Astăzi sunteți la episodul cu numărul 5 din cariera noastră frumoasă cu Barcelona, unde am preluat aici echipa cu Hansi Flick și sperăm să o facem cea bună echipă. Vedem că a rămas la meciul acesta versus cel la Bayern în Champions League. Însă înainte să începem, v-aș ruga acolo, dacă vă place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul de like, să strângem 100 de like-uri. M-aș bucura enorm să văd că la această carieră este o așa mare susținere, pentru că asta m-ar face să continui. Și poate cine știe, jucăm și al doilea sezon. Asta vreau să scrieți în comentarii dacă vreți și al doilea sezon. Și acum haideți să continuăm cu cariera noastră. În meciul acesta versus cel la Bayern este foarte, foarte greu. La mine am ales că am obosit, adică toată echipa este obosită, însă mi-a spus în comentarii să aduc niște jucători din loan și asta este o idee perfectă și chiar foarte bună. Nu știu ce m-am gândit la chestia asta. Și avem niște jucători în loan și putem avea un jucător la care mă gândesc și acesta este Victor Roque și chiar avem nevoie de un atacant de rezervă pentru că nu avem, l-avem pe celălalt Victor care e bun, a scris un gol, dar eu zic că Victor Roque e mult mai bun decât el. La anglez să fiu sincer, dar fundaș avem, nu cred. La anglez nu avem nevoie de el. Dar Victor Roque chiar avea nevoie de el. Îi primim aici un development plan și lui, astfel ce putem să-i punem. Ok, și am să pun aici un advance forward, este destul de bun pentru el. Și acum haide să intrăm aici, însă înainte să intrăm, hai să vedem cum arată echipa lor. Echipă bună, echipă bună. Kane, Gnabry, Musiala, Olise, Palinia, Laimer, Upamecano. La echipă foarte, foarte bună. Totuși, a noastră este destul de bună, mai ales acolo cu Gyökeres, care chiar este foarte bun. Însă, uite, vedem că la mine, mal în meciul acesta, nu cred că o să joace. Foarte obosit și să fiu sincer, în locul lui, clar ar intra perfect un Victor Roque. Și eu zic că da, uite că joacă pe dreapta, deci este perfect. Și cu siguranță la pauză să băgăm pe Ansu Fati și pe Torre în teren. Și desigur și pe Gavi, probabil. Așa că haide să intrăm în meci. Uite că a venit meciul acesta foarte, foarte greu versus cei la Bayern în Champions League. Bayern știm că a cam spart pe Barcelona în anumite meciuri și meciuri importante, însă în acest episod, în acest meci, trebuie să o batem pe Bayern ca să arătăm că noi ca manager putem să batem cel mai mare coșmar al Barcelonei. E bine, și ce meciu, haideți să vedem ce reușim să facem până la urmă în acest meci. Din episodul anterior, cum trebuie să jucăm aici cu Leo. Însă încerc acum o fază cu Leo și Leo foarte bine acolo, însă este foarte bine Neuer. Bine, aici pasa la Leo care pleacă foarte bine. Acum dacă reușește pasa, nu reușește, însă bună ideea totuși. Bine, aici pasa la Victor Roque, prima atingere la Barcelona, cel puțin care joacă cu el. Se mișcă, este ok, dar da, se vede că ăsta nu e postul lui, de right winger. Bun, din nou Victor Roque, du-te Victor Roque. Haide, haide, are viteză. Și acum că iese pasa, continuă. Și acum centrarea. Și Leo, nu pot să cred, bă, așteptat destul de mult totuși. Bine aici din nou la Leo, foarte bine aici, centrarea este bună pentru Victor Roque. Bine, mă, Victor Roque, mă. Victor Roque în primul lui meci în această carieră marchează versus cei de la Bayern în UEFA Champions League. Incredibil, este un semn că trebuia să-l folosim și că o să-l folosim în continuare. Uitați-vă ce finalizare ușoară pe lângă portar, nu se complică și înseamnă foarte, foarte mult pentru Barcelona, cel puțin în prima repriză, să-i conducem pe cei de la Bayern. Ok, și se pare că au aici o ocazie foarte bună cei la Bayern. Hai să facem și ceva să facem. Respinge Araujo. Bine acolo. Acum Pedri. Nu, mingea în posesia lor. E bine, și se pare că reușim să luăm mingea înapoi și se termină totodată și repriza. Trecem la doua repriză să vedem ce reușim să facem. O ocazie foarte bună aici pentru Bayern. Încercăm să-i oprim. Bine acolo Araujo. O, pasa este greșită totuși. Pasa este greșită, însă continuare Araujo. Bine acolo Ter Stegen. Ocazie bună aici. Harry Kane. Ține mingea la picior, însă Ter Stegen apără din nou. Ocazie aici pentru ei, hai să vedem Marquinhos la cap, nu reușește, nimerește aici Kimmich și marchează, incredibil ce cap bun. Din păcate ne egalează cei de la Bayern. Revedem faza, execuția este bună a cornerului și aici a sărit bine Kimmich, n-am ce să spun, chiar a sărit bine, mult mai sus decât Marquinhos și șutul foarte bine plasat. Surprinzător cu capul. Bun, este timpul să facem și schimbări. Băgăm aici pe Ansu Fati pentru că este mai de atac. Și o să scop Araujo pentru că face niște gap. O să bag pe Cubarsi. Pe Victor Roque, să fiu sincer, vreau să-l mai țin puțin. O să mai țin ceva. Vine aici Victor Roque la Gyökeres. Foarte bună preluare, asta vreau să spun, dar greu, haide, continuă. Nu reușește totuși, avem corner. Acum Frankie de Jong jutează bine, însă apără portarul și acum bine Leo, însă nu este offside. Ok. Musiala continuă foarte bine la Harry Kane, n-are spațiu. Încercăm să-l oprim. Ultime minute de match. Bine aici, haide,
Nu, nu lăsa să șuteze. Bine, 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 acolo că a fost pe lângă poartă. Și se pare că se treia meciul? Da, se treia meciul. Se treia până la urmă egal, nu reușim să-i batem, însă nici nu pierdem. Ceea ce este destul ok, având în vedere că am jucat cu Bayern. Însă în următorul meci vom juca versus și la Real Madrid. Cel mai mare derby din La Liga, Barcelona-Real Madrid. În meciul ăsta clar trebuie să câștigăm. În primul rând ca să ne menținem locul în ligă, în al doilea rând pentru că este Real Madrid-Barcelona, clar trebuie să câștige Barcelona. O să-l băgăm pe Ansu Fati din prima, la minimal clar o să joace în primul 11, Araujo o să joace, adică efectiv o să păstrăm așa echipa. Și ceilalți jucători o să intre aici de pe bancă, Roche să fiu sincer, nu știu dacă o să intre, că am obosit. Însă Torre, Gavi și Cubarsi cu siguranță o să intre. Așa că haide să intrăm în meciul acesta versus cel la Real Madrid, care jucă la ea acasă aparent. Ei bine, și începe meciul. Începe meciul acesta foarte, foarte greu. E timpul să vedem dacă echipa noastră poate să îi bată pe Kylian Mbappé, Vini și Rodrigo. Valverde la balon, Valverde jutează ca în viață reală, jutează de la distanță, însă apără portarul. Bine aici pasa, bine aici pasa la Gyökeres, însă Rudiger ce bine se ține, totuși înapoi la Gyökeres mingea și acum jutează Gyökeres, însă apără Courtois. O, greșeală foarte bună pentru noi și acum, nu, m-am prostit, bă. O, nu minge la Kylian Mbappé, Kylian Mbappé însă nu reușește, vechiul lui coechipier, Marquinhos și-l oprește. Rafael Leao însă are viteză foarte, foarte mare, continuă Rafael Leao, însă nu reușește acolo, Rudiger, imens Rudiger îl oprește. Incredibil jocul de pasă lor, se termină repriza, însă foarte, foarte bun jocul de pasă. Și că joacă tiki-taka, deși este Real Madrid. O, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé la balon, atunci a reușit să facă, șutează, însă bară bine acolo, bine, bine. La Minyama la balon, continuă bine, însă se bagă bine Camavinga. Bine aici la Fati, Ansu Fati șutează, însă până șutează el, este prins din spate. E bine și cred că este timpul să schimbăm niște jucători la echipă. O să intre clar Torre în locul lui Lamine Yamal, nu știu, mi se pare mai obosit Lamine Yamal. Gavi o să intre în locul lui De Jong, Cubarsi o să intre în locul lui Araujo. Și în rest, da, presupun că o să jucăm așa. Leao, sincer, nu va schimba, este destul de bun, chiar dacă nu marchează. Ocazie bună, ocazie bună la Mbappé, mingea. Nu, oprește-l, bine acolo Marquinhos, bine acolo Marquinhos. Centrare bună, însă nu reușește, bine acolo Balde. Iar acum Leao are viteză, se poate duce, uitați-vă cum e Carvajal. Nu pot să cred cum e Carvajal. Pasa totuși e bună, pasa în continuare la Fati, Fati șutează și marchează Ansu Fati. Bine acolo Ansu Fati, combinație de pase la Leao, la Gavi sau cine este Pedri. Și Ansu Fati marchează foarte ușor. Revedem faza pe OV-ul, șutul care este pe lângă portar, foarte bine plasat. Și acum vedem faza totală aici la Pedri, da, la Pedri, la Fati. Și Fati un șut bun, chiar un șut bun. Bine, aici pasă la Torre, hai să vedem ce face Torre. Torre, centrarea bună. Și acum, nu reușește, a fost offside, ok, a fost offside, se termină meciul. Totuși reușim să câștigăm, îi batem pe cei la Real Madrid în un derby. Câștigă aici Ansu Flick, 1-0, ceea ce zic eu că este destul de bine. Ok, și se pare că balonul de aur o să fie dat lui Haaland, Harry Kane, Foden sau Lewandowski. Ok, ce nașpa. Din păcate nu e niciun nici de jucătorii noștri. Totuși, haideți să vedem cine câștigă. Dar însă până vedem, noi avem acest meci versus cei de la Espanyol. Un meci interesant, dar ușor. O să-i dăm totuși un quick sim. Hai să-l băgăm în dreapta pe Roche, ca fundaș să-l băgăm desigur pe Cubarsi, ca să mai odihnim și noi jucătorii. Dăm quick sim și hai să vedem ce câștigă și se pare că este egal. Ok, ok, și se pare că câștigă aici Haaland. Bravo lui totuși, dar sincer merita Vini. Ok, totuși. Însă următorul meci este versus cei de la Universitatea Craiova. Și vedem că nu sunt chiar și departe, noi suntem pe locul 18. Și ei sunt pe locul 19, adică cam la același nivel, nu? Barcelona, Universitatea Craiova au același nivel. Cu siguranță o să jucăm acest meci și vedem că în echipă este aici Bayram, Mitriță, Căpățână, Popescu în poartă, Bancu, mulți jucători buni. Noi vă dați seama că nu o să dăm în spate și o să băgăm primul nostru 11, nu o să îi lăsăm să ne bată totuși. Așa că intrăm în meci și haideți să vedem ce reușim să facem versus Universitatea Craiova. E bine, și în ce meciu versus cei de la Universitatea Craiova. Haideți să vedem dacă reușesc să ne bată totuși. Banci, ocazie foarte bună pentru ei, încercăm să-i oprim și... Ok, nu este penalti, m-am speriat, ok. Bine, aici la Leao. Leao, bine acolo, Leao, continuă, Leao, șutează, însă apără acolo portarul. Acum Gyökeres șutează însă în blocaj. Pasă bună aici pentru Mitriță, trece foarte bine Mitriță, însă este oprit de Araujo. Și acum la Minyamal trece foarte bine, continuă la Minyamal, la Minyamal la balon, șutează și marchează la Minyamal. Bine acolo la Minyamal,
Nu l-a nicio șansă la cei de la Universal Craiova, i-a driblat ușor și marchează fără nicio problemă. Ok, și o ocazie foarte bună cei de la Universitatea Craiova, asta că reușim aici să ne apărăm bine acolo, oh, capul bun, și acum, nu, oprește-i, nu, nu pot să cred, deci nu pot să cred, n-am luat gol de la Universitatea Craiova, incredibil. Incredibil. Cum reușesc să calutești? Ce se întâmplă în careul nostru? Uitați-vă și voi cum se bâlbe mingea în continuu. Incredibil așa ceva. Ce joc mă joc aici? Bine, aici pasă la Gyökeres. Gyökeres continuă foarte bine. What? Ce este cu acest șut? Nici măcar nu încercați să dau pe verde. Ce ai făcut, mă, Gyökeres? Bine, aici la mine mal continuă foarte bine. Și acum șutul la distanță, însă nu reușești acum. Haide, haide. Nu poți să crezi pe lângă poartă, bă. Bine aici, Gyökeres, Gyökeres, continuă foarte bine. Bine, bine, acolo, m-a sperat, am zis că s-a prăjit așa iubirea în față. Totuși marcăm, asta este bine, marcăm, marchează Gyökeres. Primul gol în acest episod, acolo mă înșel. Face și niște schimbări pentru că este un meci relativ ușor, deci nu trebuie să obosim aiurea. Este la Lamine Yamal și cu Dani Olmo. Probabil că o să iasă și De Jong, intră Gavi. Bine aici, Gyökeres, Gyökeres cu un șut foarte bun, însă apar acolo Popescu. Bine aici, Roche, nu-mi vreau, nu rămâne Roche, Gyökeres, mă, ce mă încurc și acum. Bine, bine acolo, da. Un joc simplu, un joc simplu. M-am urcat, i-a spus lui Gyökeres Roche, însă aici Leo marchează, ceea ce este cea important. Leo care, da, nu prea marchează, dar în meciul acesta reușește să marcheze. Bine aici, pasul, îl vede foarte bine, Gyökeres continuă foarte bine. Gyökeres cu un șut bun, bară, ce bară, ce bară. E bine, și se termină meciul, reușit să câștigăm desigur. Nu mă așteptam să pierdem oricum. Cu 3-1 îi batem pe cei de la Universitatea Craiova. Totuși, ne-a dat un gol. Următorul meci este versus cei de la Real Sociedad. Ok, un meci ușor, un meci ușor. Putem să câștigăm. Deși au o echipă destul interesantă. În acest meci o să continuăm să rotim echipa. Îl băgăm pe Torre de data asta în centru. N-am mai jucat de mult totuși. Îl băgăm pe Cubarsi în locul lui Araujo. În rest lăsăm așa echipa. Așa că haide să intrăm în meci și să vedem ce reușim să facem. E bine, și ce meciu, haideți să ne-am reușit să-i batem pe cei de la Real Sociedad, să ne menținem acolo, în ligă. Bine, aici pasă la Gyökeres, incredibil. Acum Gyökeres nu reușește peste portar, am încercat-o și eu. Leau la balon totuși, leau la balon, șutează, însă apără portarul. Pasă, bine acolo Marquinhos și îl incomodează. La Lamine Yamal acum la balon, la Lamine Yamal, pasă bună la Gyökeres, Gyökeres acum, încercăm o fentă, pasă. Pablo Torre trece foarte bine și șutul pe lângă poartă. Bine aici la Lamine Yamal, șut bun, însă prinde acolo portarul. Ok, cred că este timpul să facem ce schimbări. O să-l punem pe Torres în dreapta și în locul lui la Lamine Yamal în centru. O să-l punem pe Fati, desigur. Și Gavi, hai să-l punem în locul lui De Jong, de ce nu? Ați vrea acum acest scor, dacă reușim ceva, pun de acolo, însă nu reușește. Bine aici la Leao, acum preluarea este, nu este bună. Nu pot să cred, bine acolo, nu! No, hai mă, refuz așa ceva. În momentul 93, de 93 se întâmplă acest glitch. Hai mă, pe bune, mă, chinu tot meciul să dau gol și nu reușesc. Uitați-vă și voi ce glitch, nu se poate așa ceva. Revedem faza, o imitare, pasa care ok, este apărată, însă ce se întâmplă aici? Nu-mi pot să-mi dau seama. Și logică, pierdem meciul versus cei de la Real Sociedad, bă. Minutul 93, pe bune. Trecem peste acel meci fabulos contra cei de la Real Sociedad, în care Cubo a dat cel mai frumos gol din viața lui. Următorul meci, vedem că este tot în ligă, suntem în noiembrie, mai avem puțin, intrăm în noul an. Meciul acesta versus Celta Vigo ar trebui, sau trebuie de fapt să fie ușor. Totuși, m-a surprins acolo Real Sociedad. Echipa asta este full pregătită, așa că da, o să intrăm așa cu ea. E bine, și ce e și meciul acesta versus și la Celta Vigo. Haideți să avem grijă să nu pierdem și de la ei. Bine aici la Leao, continuă foarte bine, Leao, asta vreau să faci în fiecare meci. Bravo, ce run bun, ce poziționare și finalizarea bună. Revedem faza, foarte bun run-ul, poziționarea cum s-a poziționat așa în stânga oarecum și pasarea balonului foarte bună. Bine aici Gyökeres, ce pressing Gyökeres, acum șutul, direct gol. Eram sigur că marchezea asta cu Gyökeres. Un șut destul de simplu, o greșeală imensă de la Celta, dar totuși noi profităm de ea. Lamine Yamal continuă foarte bine și acum centrarea, dacă este bună, la Leao. Ce finalizare bună a lui Leao. Dar apără portarul, asta e ideea. Bine aici Gyökeres, pasă bună la Dani Olmo și acum Leao la balon. Leao continuă foarte bine, șutul este bun, ce execuție bună, dar am proportat-o. Haideți să facem totuși schimbări la echipă, o să iasă la Lamine Yamal, desigur, o să intre Victor Roche
Pati în locul lui Dani Olmo. Și Ture, haide să-l băgăm pe stânga în locul lui Leo sau... Hai nu, hai să-l lăsăm pe Leo. Ce fault acolo, ce fault, da, un fault periculos. Este galben. Bine, aici la Gyökeres, Gyökeres continuă foarte bine. Gyökeres, încercăm Porsche tu! Nu reușește, însă acum Roche. Da, pe lângă poartă, adică în blocaj. E bine, și se termină meciul, reușim să-i batem pe cei de la Celta. Cu 2-0, două goluri date în prima repriză. Destul de ușor îi batem, trecem mai departe. E bine, și următorul meci este versus cel la Brest, dacă nu mă înșel. O echipă destul de slăbuță din câte știu eu. Însă acest meci în Champions League o să jucăm desigur în următorul episod. Nu uitați acolo să-mi scrieți în comentarii ce idei mai aveți această carieră cu Barcelona. Să verificați desigur și linkurile din descriere. Iar dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul like să strângem 100 de like-uri. M-aș bucura enorm. Să vă abonați în caz când ați deja să activați și clopoțelul. Am fost Unreal White. Vă pupat. Pa, pa.